Numeroși tineri gorjeni vor deveni din elevi direct șomeri. Asta pentru că fie nu au obținut o notă de trecere la bacalaureat, fie nu își găsesc nimic de lucru. În aceeași situație sunt și mulți absolvenți de facultate care vor trăi timp de 6 luni din ajutorul de șomaj. Funcționarii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă spun că cine nu s-a grăbit a rămas pe din afară. Perioada de depunere a dosarelor pentru căutarea unui loc de muncă a expirat pe 30 august. Mai pot depune dosare doar absolvenții care au avut corigențe. Acum vin cei care depun cel de-al doilea dosar din rândul liceenilor și mai au la dispoziție luna septembrie cei cu studii superioare. Până în prezent avem 1717 persoane absolvente promoția 2012 care s-au înregistrat în baza noastră de date, din care 386 cu studii superioare. Printre noi șomeri se numără și tineri care și-au tocit coatele pentru a ajunge absolvenți de maserat, însă au aceeași soartă ca cei care nu au promovat bacalaureatul. Spune, pentru ce ai venit la sediul AGOFM astăzi? Să depun al doilea dosar de șomaj, am absolvit maseratul. E totuși o formă de învățământ întrebnită de mulți tineri. De ce e nevoie să obții șomajul? Nu am reușit să mă angajez niciunde. Toți cer experiență, nimeni nu ne lasă să acumulăm experiență. Ca să depun dosarul de șomaj. Și ai terminat studiile, ai terminat liceul? Da, da, din iulie am terminat. Și ce ai de gând să faci acum? Vei intra în șomaj, pur și simplu? Și să fac niște cursuri de calificare pentru a te angaja. Numărul absolvenților ce vor deveni șomeri e mai mic față de anul trecut. Asta din cauza perioadei de doar 60 de zile în care aceștia au fost nevoiți să se încadreze pentru a-și depune dosarele.